poziția noastră geografică este incontestabilă. Noi suntem în Europa. Suntem un centru diagnostic privat cu 144 de angajați, un centru multifuncțional cu tehnică avansată, cu un colectiv extrem de motivat care a dus schimbarea în domeniul medical din Republica Moldova. M-a impresionat contrastul din bunăstarea și frumusețea de acolo și nevoia și sărăcie de aici, adică și cât de liberi și cât de bine, n-aș spune fericiți, dar diferiți oamenii sunt acolo și cât erau de necăjiți oamenii pe atunci aici. Anul nu se zâmbea, lumea era în grijă, anii 90 erau foarte, foarte complicați. Noi mergem înainte, dar noi e clar că am putea să mergem cu așa un partener și așa o familie puternică, când ai frați puternici, tu, într-adevăr, poți să mergi înainte cu pași, cu mult mai rapid și poți fi într-o siguranță. Adică eu mă aștept că Uniunea Europeană, ca un partener de nădejde, ar putea să contribuie la dezvoltarea țării și Moldova ar putea să dea Europei, Uniunea Europeană ar putea să dea, într-adevăr, șarmul și fleurul ăsta moldovenesc, care pe locuri lipsește. Și vedea Moldova ca o țară prosperă, securitară, frumoasă, dezvoltată, cu infrastructură bine pusă la punct, armonioasă, cu toate etniile care trăiesc în armonie, regulile și drepturile să fie respectate, legile bine funcționale, instituțiile statului să se ocupe de stat, privat să se dezvolte țara și Moldova să meargă înainte.